Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, George Ombre, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, vă îmbrățișez cu drag, a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, deci ieri vreau să vă spun că mă uitam cât de perverși și cât de răi sunt acești concurenți, la ce mod. Bianca, vedem că acum o înțeapă fățiș pe Mihaela, dar nici Mihaela nu se lasă mai prejos și amândouă își trimit săgeți una la alta. Exact ce v-am spus, Bianca, pentru că s-a asociat cu Robert de aproape 2 luni de zile, simte că Mihaela trebuie eliminată. De ce? Că Bianca nu poate să o manipuleze pe Mihaela cum o manipulează pe față de măgar Catinca. Noi știm destul de bine că această Catinca, de când a intrat în casă, a fost o mincinoasă de nota 20, la modul că ea, după un date, plângea de mama focului că a părăsit-o Cosmin. Zicei că are copii în plasament. Așa plângea. Deci Catinca joacă teatru foarte ușor. Și atunci Bianca, văzând că este manipulabilă această Catinca și că stă în umbra ei, hai că o iau pe asta și te dau pe tine, mă ia pe afară. Din punctul meu de vedere, ieri, pentru că Robert a luat-o pe Catinca și, de fapt, Robert a început cu înțepături la adresa Mihaelei, ce face? Cere să-i se facă o cafea. Până acum Robert nu cerea. Mihaela, bem o cafea, Mihaela, îmi face o cafea, ceva de gen. Iar acum Mihaela, în momentul când a auzit, normal că a primit lovitură sub centură. De ce? Că pe față Robert acum vrea să scape de ea și, vezi, Doamne, o place pe Catinca. Vine în casă, o ia pe Catinca, o strânge în brațe și, bineînțeles, că Mihaela s-a supărat. Dar, repet, Mihaela s-a supărat pentru că a fost trasă în piept. Pentru că ei doi, cu Dan Andrei, au făcut o strategie de la bun început ca ei să marșeze într-un cuplu perfect până în finală, gen Sorin și Nicoleta. Mihaela nu a rezistat pentru că a acceptat susținătoarea ei, Mădălina, a acceptat-o pe Mădălina să-l vorbească de rău pe Robert, pentru că această Mădălina nu a fost de acord cu acest cuplu. O anumită parte a susținătorilor românași, ferichiși, Lila Ana, contul fals, acum nu știu, ori ferichiși, ori Dan Andrei este, că Dan Andrei umbră la 7 capete, nu a plăcut-o pe Mihaela și o bombarda într-un mare fel. Susținătorii Mihaelei pe Robert și de acolo clinciu între ei. Robert constatând, și nu Robert, Dan Andrei, constatând că sorți de izbândă cu Mihaela nu are în finală, singura variantă 99,9% pentru Robert ar fi fost să se alieze cu Bianca. Și ce vedem? Că Dan Andrei, de 2 luni încoace, începe și o susține pe Bianca, care a terfelit-o 1 an jumate, ceva de speriat. Și din câte am înțeles, acum nu știu cât de adevărat e, ci că ar fi fost plata mult mai mare a Biancăi decât a Mihaelei către Dan Andrei. Nu știu, astea sunt zvonuri. Dar faptele mă duc cu gândul să cred. Și bineînțeles că acum Bianca, fiind diabolică și malefică, vede și ea și sub îndrumarea lui Dan Andrei a fost răspunsul, după părerea mea, eliminată Mihaela din gașca voastră, că nu o putem manipula și Mihaela nu prea face ce vrem noi, cum vrem noi. Mihaela de multe ori o ia gura pe dinainte și dă foarte multe despre Robert. Și atunci nu face altceva decât să-l tragă în jos.
Și, bineînțeles, alianța cu Bianca, că îi merge capul la prostii cum îi merge și lui Robert, și atunci este alianța perfectă. Bianca fiind mai inteligentă, ce gândește ea? Băi, dacă este Mihaela în horă, bătaia în finală va fi între mine și Mihaela. Deci Mihaela trebuie să zboare neapărat, ca eu să rămân singură pe sfârșit. Și atunci, pe cine agață? Agață pe Catinca, care... Catinca este foarte manipulabilă, e pupincuristă și stă în umbra Biancăi și este de acord să facă orice pentru Bianca ca să stea în emisiune. Cu Cristinuca nu prea i-a mai mers. De ce? Că apare Radu și spune tot pe față. Ce a făcut Bianca cu Radu, văzând că Radu ia mai multe cecuri și este mai văzut și mai... susținut de public, Bianca l-a dat la o parte. Nu, frate, eu trebuie să-l bag pe Robert, dar de fapt, fii atent, Robert, ce-ți spun, nu mă crezi acum. Bianca este mult mai malefică decât credeți. Și uite-te la mine, Robert, că te va trage în piept și Dan Andrei și Bianca. Bianca vrea să elimine pe Mihaela din teren și se dă prietenă cu tine, dar de fapt, uite-te la mine, că țeapa ți-o vei lua de la Bianca și de la Dan Andrei. Ea, considerând că acum trebuie să te atragă de partea ei, dar pe ultima sută de metri te va arunca și pe tine, Robert. De ce? Că în finală ea va impune fetelor și chiar le va plăti, părerea mea, să-l voteze pe Ionică. Nici de cum să primești tu voturi din casă de la fete. Și așa că, Robertică, dragii mei telespectatori și dragii mei tineri, cam asta se întâmplă în viață, când vrei să-ți clădești fericirea pe nefericirea altora și când vrei să joci murdar. Se vor trezi la linia de final doar falși, mincinoși, care atunci își vor da în cap unul la altul. În această emisiune, în momentul ăsta, vedem un lucru cu toții. Că nu se premiază iubirea adevărată, sentimentele reale, cum este Laurențiu și cu Lorena, care s-au certat pe bune în emisiune și ne-au arătat sentimente pe bune. Ei nu sunt premiați, fapt cum au fost și în sezonul 1, Ionuț cu Larisa, sentimente reale, au primat cine? Mincinoșii sezonului, Sorin și Nicoleta. Eu spuneam de la bun început, nu mă credea mai nimeni ca acum să se vadă. Iar ceea ce vedeți acum între Bianca și Ionică este Sorin și Nicoleta. Bianca îl va arunca pe Ionică după emisiune. Dar scopul ei este să iasă ea la fete și Catinca să o susțină. Așa că, dragii mei telespectatori, dragii mei concurenți, mai ales concurenții, dacă sunteți deștepți, încercați să eliminați săgețile Biancăi ca ea să nu mai aibă cu ce să vă șantajeze și să vă voteze. Deci primul lucru, părerea mea, care ar trebui zburată din emisiune pentru că este falsă și că acum aveți, Doamne, se va îndrăgosti de Robert, este Catinca. După părerea mea, Bianca ar trebui eliminată. Dacă vă uniți toți, și fete și băieți, Bianca nu are de ce să mai stea în această emisiune, pentru că ea nu a făcut altceva decât a fost falsă de la bun început, a avut 3 relații false pe care mi le expunea ca sentimente, ca iubire, ca pasiune, ca ulterior să spună ea cu gurința ei că nu a simțit nimic pentru nimeni. Deci este clar că Bianca minte. Iar ceea ce vedem acum la ea și la Ionică e mai dezastru decât relația pe care a avut-o cu Adrian. Fapt că acum ea cu Robert își face semn pe la spate, Radu vede, iar Ionică zice, aia nu e nimic. Robert o vede pe Mihaela că plânge și îl doare în toc. El îi arde de jocuri. De ce? Că ăsta e scopul, să o elimine pe Mihaela. Și mai întreabă și pe Ionică, crezi că s-a supărat? Și ăla cu capul în jos, dar ușor, cu
cu conștiința încărcată, e, dar și ea când când a dansat cu Cosmin. Dacă vă aduceți aminte, acum 2 zile când a dansat cu Cosmin, cine a fost cea care a indus supărarea lui Robert? Bianca. Poate e gelos pe Cosmin și când l-a întrebat toată lumea pe Robert, atunci pe secundă a spus, nu, n-am nicio treabă. Ca ulterior, a doua zi, să vină și să spună acest Robertică că l-a deranjat, că a dansat cu Cosmin, că s-a pupat cu Andrei. Păi atunci nu erați în cunoaștere, măi băiatule. Nu aveai nicio treabă cu ea. Deci acum Robertică nu știe cum să o scoată pe Mihaela cea mai vinovată. Nu zic că nu e vinovată, dar și el le-a făcut. Foarte rău și foarte urâte. Acum este prieten cu Bianca. Bianca e cea mai bună și cea mai corectă. Păi nu este logic. Oare cât de proști ne cred pe noi copiii ăștia? Vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați cu părerea. Eu, ieri ce am văzut la Mihaela, este un deranj. Lacrimile ei au fost de oftică. Adică eu te suport, știm destul de bine ce strategie am făcut și acum pe ultima 100 de metri tu mă arunci. Ce v-am zis? Că Robert se folosește de Mihaela. E, a venit momentul să-mi dați iar mie dreptate. Dar să vedeți când Robert va rămâne cu buza umflată. Dacă băieții nu se adună să le elimine pe Ionică falsul și mincinosul și pe Catinca, care sunt de acord cu strategiile urâte ale Biancăi și a lui Dan Andrei, veți rămâne cu buza umflată. Iar cei care merită se vor uita doar lung la Bianca cum își face jocul, cum intră mahmură în emisiune și joacă pe toată lumea. Mă uitam, eu nu pot să mă duc la Mihaela că mă face falsă, dar râdea pe sumustăți că i-a ieșit planul și că l-a învățat pe Robert ce să spună ca să pară el victimă și că Mihaela e foarte obraznică. Dar sub toate acuzațiile astea este vorba de cu totul altceva. Nu de iubire. De ce m-ai aruncat pe mine din barcă ca să rămâi tu, Bianco? Iar Bianca și cu Robert acum se cred cei mai puternici, că ei fac legea în emisiune și că falsitatea lor este crezută de majoritatea. Nu, vă înșelați amarnic. Iar tu, Robertică, îți vei lua o țeapă cât tine de mare de la Bianca, pentru că Bianca este malefică și mai malefică ca Bianca este Dan Andrei. Dacă apare altcineva în locul Biancăi care plătește mai bine ca Bianca, categoric o face și pe Bianca knockout. Nu mă credeți acum, dar veți vedea multe. Așa că, dragii mei telespectatori, cam asta se întâmplă în emisiune. Și ce mai spune Bianca? Dar tu, de ce crezi că Robert caută să te șicaneze? Și ce spune? Pentru că ai vrut să-l îmbrățișez pe Radu și pentru că nu ai vrut să mă îmbrățișez pe mine. Dar nu-i spune Mihaelei, spune vorba asta la masă la fete. Deci din start ne spune Bianca că deranjul cel mai mare al lui Robert, că nu o duce capul că era luată, ne spune că Robert a fost foarte deranjat de Mihaela, că nu s-a împăcat și că n-a acceptat-o pe Bianca ca asociată. Fapt că azi în promo Robert spune o crezi pe femeia aia, femeia aia a reușit. Acum nu știu la cine se referă, pentru că eu am avertizat-o de mult pe Mihaela că va fi aruncată de Robert din barcă pentru că s-a asociat cu Bianca. Faptele lor ne fac să înțelegem acest lucru, că sunt pe față. Ei au uitat un lucru, că noi avem copii mai mari ca ei sau de seama lor și am trecut prin vârsta lor și se vede clar parșivitatea lor. Uitați-vă bine la emisiunea de ieri și la Ionică și la Catinca, veți vedea că se uită amândoi pe sub ochi și la Bianca și la Robert cu anumite acuzații către Mihaela și au în privirea ochilor o
conștiință încărcată. Iar Bianca și cu Robert sunt foarte fericiți pentru succesul pe care l-au avut ieri în emisiune, făcând-o pe Mihaela să urle de nervi, de supărare, de oftică că a fost eliminată din barca lor. Așa că, dragii mei telespectatori, încă o dată îmi veți da de dreptate, dacă mulți nu sunteți de acord acum cu mine, veți vedea că pe parcurs iar am dreptate, cei mai malefici din acest sezon, Bianca și Robert. Ei au venit chitiți să câștige și să calce pe cadavre, indiferent cine va fi. Nu contează. Fapt că ieri Bianca, luată la bord, nu i-a plăcut brelocul. Trebuia să-i dea cu trompete, cu mare fast. Începe să cam scârție, zic eu. Sau poate era și-a după șa și nu și-a mai dat seama. Dar se vede că orice face Ionica o deranjează, că nu este bărbatul pe care îl vrea ea. Și ba că faci poze și îți faci reclamă pe seama mea, mi-aduci breloc și îmi dai cum i-ai dat și celelalte gumă catincă-i. Deci vedeți, dacă stați și le puneți cap la cap, veți vedea că am dreptate. Bianca este o mare, mare scorpie și veți vedea ce țeapă își va lua Robert. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Că Radu îi spune lui Robert, când se lamenta el că Mihaela a fost, acum o scoate curvă, curvă pe bune, dar în perioada aia nu-l deranja nimic. De ce? Că trebuia să facă strategie. Iar acum s-a trezit el și să scoată tot în evidență și Radu i-a spus, măi, nu mai prosti lumea, nu mai minți că eram în casă și în primul rând am văzut noi, ca să vedeți cât de paranoic e omul ăsta și cât de mincinos la 34 de ani. Domne, era cu mine și se pupa cu alții. Măi, băiatule, nu aveați treabă. Tu erai după fundul Biancăi și ea era când cu Marinel, când cu Andrei, deci nu avea nicio treabă cu tine. Și acum tu aduci, mă, dar de ce n-aduci din ce-a pățit în burta mamei ei? Ca să vezi cât de paranoic ești. Tu ești bărbat? Sincer, te-ai făcut de tot râsul. Deci ieri ai arătat lumii întregi că ești dus cu pluta și că pentru finală ești în stare să-ți omori și propria mamă. Că și doamna Mantea se uita la tine și spune, mă frate, ce are ăsta? Păi acum s-a trezit după 9 luni de zile că îl deranjează tot. Păi înseamnă că la mișto ai făcut. La mișto ai făcut exact ce am spus eu. Au fost decât strategii și le-ai înghițit. Ionică ăsta dește papă lapte că nu-i mai dă aia grișulețul? Domne, dar nu mi se pare prea mult, domne, să plângă în halul ăsta Mihaela că ai dat statul cu Catinca. Dacă era așa, trebuia să țipe atunci pe loc. Păi, Robertică, țipă după 9 luni. Cum facem? Mă, Ionică, papă lapte, ce ți-a poți să-ți iei și tu? Ferească Dumnezeu, ți-am mai spus eu, fă-ți abonament la Bălăceanca, că te bagă în Bălăceanca. Știi ce ești tu? Șervețelul de unică al femeilor. Măi, papă lapte, Ionică. Scuzați-mă, dragii mei telespectatori, dacă îmi văd atâta prostie și atâta falsitate, mă uitam și la Laurențiu cum se uita, la toți băieții, la Cosmin, la Antoni. Le era scârbă, că și ei știu, Radu. Dar pe Radu le excludem că marea majoritate știm că ei au o divergență. Dar pe bună dreptate Radu are o divergență cu acest paranoic. Și se uitau băieții ăștia, bă, cât de falși sunteți, bă, cât de răi sunteți, bă. Unul mai rău ca altul. Dar nici nu avea cum să ia partea. Nici Mihaelei, pentru că se știe că și ea e perversă și nu plângea de dragoste, plângea de oftică că a fost aruncată din barcă. Să vă fie rușine. Bărbat la 34 de ani, cu păr alb în cap, să te umilești și să arăți lumii întregi cum te vinzi pe doi argini și că ești cel mai mincinos din casă, cu aia de care mănâncă, e frică să mai ajungă la zacuscă și se hidratează cu șat după șat și cu sticle de vin. Ferească Dumnezeu unde am ajuns cu astfel de tineri. Iar Catinca, care s-a vândut la colț de stradă. Acum o să vedeți că se plac. Acum, Robert, ați văzut că o laudă și că e cea mai bună și că e cea mai simpatică și e cea mai numai... Ferească Dumnezeu cât de falși sunteți. Vă prostituați, părerea mea. Ceea ce văd eu la voi, asta e prostituție televizată psihică.
pentru niște bănuți. Foarte, foarte urât. Un mare, mare dislike. Ce mai vedem când se certau? Catinca era fața ei ușor speriată, îi și părea rău de ce vede, dar e și speriată să nu fie demascată. Fetița, atât de prost jucați toți, încât am văzut că ești zlugoaica numărul 1 și pupincurista numărul 1 a Biancai. Să-ți fie rușine. De-aia nu te-a suportat nicio familie, dar nicio iubit. Și Cosmin, felicitări la scenă deschisă că ai fugit de această femeie perversă care se vinde foarte ușor și pe nimica. Bravo, bravo ție, Cosmin. Ce vedem? Că Mihaela spune, sunt un copil prost și îndrăgostit. E, acolo, dacă ați fost atenți, Robert și-a pus mâinile în cap și avea nervi, s-a uitat așa la ea și vrea să-i spună, făi fată, de ce te vaiți atâta că mă iubești când noi știm că n-avem nicio treabă unul cu altul? Deci Robert are și niște draci și o dușmănie pe Mihaela, că asta plânge de mama focului și că lasă impresia că îl iubește de nebunește și ăsta știe tot și l-a apucă toți dracii, dar nu poate să dea că automat se bagă și el în groapă. Dar ce mi-ar plăcea? Să-i meargă mintea doamnei Mantea și să le pună niște întrebări și să le dea niște teste și mai ales Biancă-i să iasă mincinosul la suprafață. Se vede cu ochiul liber, se vede din avion strategia proastă pe care a făcut-o Dan Andrei și nu uitați cât de înverșunat era Dan Andrei acum 2 săptămâni aproape pe Mihaela. De ce? Că i-a spus Robert că s-a victimizat și că a făcut și că doamna Mantea îi plânge de milă și atunci, mamă, dacă Robert te-a descoperit, hai să marșăm, că asta e o nenorocită, că e o curvă, că e... Cam asta este, dragii mei telespectatori, așa că vă aștept părerile dumneavoastră despre această speță. Ce mai vedem? Catinca și Giulia, foarte deranjate, că Catinca este atât de perversă, acum ar vrea ca toți bărbații să o divinizeze. Ce spune? Giuliei e foarte geloasă că Giulia s-a pupat și nu i-a spus, s-a pupat cu Cosmin. Și ea specifică că ea a venit pentru Laurențiu, dar a doua zi s-a axat doar pe Cosmin. Măi mincinoasă! Măi, față de măgar, mă, voi uitați că emisiunile le vedem și noi. Păi cum facem, fetiță, că nu pierdeai nimic tot ce era legat de Laurențiu? Tu plângeai după Cosmin, dar știi tot ce face Laurențiu. Și mai o și acuzai pe Lorena. Păi dacă nu te interesa, fetiță, Laurențiu, uite acum, n-am auzit pe Lorena și pe Laurențiu să vorbească la adresa acestor mincinoși. Nu e interesat, ei se giugiuleau, se îmbrățișeau, erau cei mai fericiți. Bravo, stați acolo și omorâți-vă că noi ne vedem de ale noastre. Asta înseamnă pasiune și iubire. Nu ca tine, tu plângeai după Cosmin, dar nu pierdeai o ocazie să o atași pe Lorena. Și s-a văzut, a văzut o lume întreagă că sunteți leșinate după Laurențiu. Dar acum o să fii nevoită să te pupușii cu ăla de la Valencia, care are mai volan pe dreapta așa. Vai de capul vostru, deci sunteți ultimele, deci credeți-mă. Iar tu, Giulia, scuză-mă pe mine, deci la masă să dea dracii dacă am crezut că o să mănânci și platourile. Măi, fetiță, ești cât casa, pe cuvântul meu. Băgai pe 7 părți și tu și Catinca acum câteva zile. Măi, voi chiar n-aveți și voi simțul ăla de domnișoare? Mă uitam la aia mică, care e mai mare ca voi, la Lorena, mânca delicat cu o furculiță acolo. Tu băgai, hop! Am crezut că mănânci porcul. Pe cuvântul meu, Giulia. Și șuncile ți-atârnau. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Se uita și băieții ăia la tine, cred că le-a fost scârbă. La cum mâncai, băi, aveai să-ți iei bere și să râgâi. Atât mai aveai, Giulia, să faci. Ferească Dumnezeu. Cosmine, fugi cât se poate de tare de această femeie, Giulia, e foarte rea. Giulia, Catinca și Bianca, toate trei. Și Mihaela, dar Mihaela mai e cum mai e. Astea patru, Larisa, bine că am scăpat de ea. Deci sunt
sub orice critică, au fost crescute la Radio Șanț, la Coada Vacii și au venit să se facă de râs în emisiune și să ne arate cât de ieftin se vând și cât de purcele sunt. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Mă uit și la Cosmin, îmi este milă de el că e rușine, că vine Giulia și îl ia și îl pupă cu forța și îl... Mă, unde-i demnitatea voastră de femeie? Mi-e silă de voi. Măcar bine că ți-ai dat cu reveneală și nu mai ataci pe Lorena, care va da clasă la toate și v-a arătat ce înseamnă să fii o femeie care emană sex appeal, finețe și drăgălășenie de fată. Iar voi, petarde, petarde, din toate punctele de vedere. Și apropo, măi, Giulia, mai lasă limba aia. Tu ai fost bună la oral? Că e scârboasă, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu e scârboasă. În continuu îți faci cu limba aia. Ce vrei să ne arăți? Sau ce vrei? Voi așa credeți că atrageți bărbații? Că când sunteți vulgare și arătați scene de-astea obscene, păi ne arătați ce fel de ce femei sunteți. Că la un moment dat mă uit la bărbați și le rușine de voi și lasă privirea în jos. Când aveți gesturi de-astea de nemun. Și dați din dosul ăla... Mi-e silă de voi, sincer. Îmi este silă. Și nu vă mai supărați când vă fac șervețele de unică folosință, că faptele voastre ne duc cu gândul acolo. Mai lasă-ți limba în gură, că e scârboasă. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze, dar nu suport genul ăsta de femei. Nu le suport. Dragii mei telespectatori, s-ar putea în seara asta, dacă am timpul necesar, să intrăm pe TikTok Laura, Casa Iubirii, M9:30, 10:30, stați cu ochii pe el. Dacă în caz pot să intru, voi intra cu mare drag să vorbim despre această strategie urâtă pe care a făcut-o Dan Andrei cu Bianca și cu Robert. Și vreau să vă ascult părerile. Stați cu ochii pe TikTok sau pe canalul meu de YouTube, abonați-vă să fiți notificați, că nu știu. Dar oricum voi posta pe Facebook-ul meu o jumătate de oră înainte dacă voi intra. Nu promit, îmi cer scuze, îmi este și rușine, dar gândiți-vă că eu de aici plec la muncă și nu știu când mai mă întorc și ce găsesc acolo. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.